este care, că fiecare informație pe care o dețineți, voi sunt sigură că voi în fiecare zi citiți noutăți. Sunteți la curent ce se întâmplă în state, ce se întâmplă în zona euro, corect? Sunteți la curent cu informația asta. Dar voi folosiți informația asta că ea să vă aducă un venit. Bitcoinul nu este centralizat. Toate tranzacțiile folosind Bitcoinul, ele se efectuează foarte rapid. După ce am început să-l studiez detaliat, de unde el vine, cum a fost inventat, cum se efectuează fiecare tranzacție cu Bitcoin, eu atunci am înțeles că asta a devenit unul dintre cele mai preferate instrumente mele pe care eu le folosesc pe piață. Fiecare din noi poate să efectueze transferuri fără ca el să treacă printr-un intermediar careva. El nu este verificat de nimeni. Unele țări doresc să-l implementeze ca valută de stat națională ca să lupte cu corupția în țară.